sâmbătă 19 martie la ora 18 și 2 minute, poliția a fost sesizată prin apelul de urgență 112 de către o persoană de sex masculin despre faptul că o cisternă încărcată cu motorină s-a răsturnat pe partea carosabilă pe drumul național 1F Meseș. Patru autospeciale de poliție de la serviciul rutier și biroul rutier s-au deplasat de urgență la fața locului, iar în urma verificărilor s-a constatat că sesizarea nu se confirmă. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Zalău au identificat apelantul în persoana unui tânăr de 33 de ani din Zalău. Față de tânăr, polițiștii biroului rutier vor lua măsura sancționării contravenționale conform ordonanței de urgență numărul 34 din 2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență. Nu fi irresponsabil orice apel fals la 112 poate bloca un apelant care are o situație reală de pericol. Apelarea falsă poate irosi clipe din viața altei persoane care sună după ajutor, poate împiedica sau întârzia structurile specializate să ajungă la cei aflați în pericol. Conform actului normativ în vigoare, alertarea falsă a agențiilor specializate de intervenție constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 de lei la 4.000 de lei. De asemenea, săvârșirea din nou a contravenției în interval de un an de la aplicarea amenzii se sancționează cu amendă de la 4.000 la 8.000 de lei.